Yes! Vul poiule! Nu se poate așa ceva, incredibil. We will rock you, spune Vulpoiul. Aplauze pentru Vulpoiul. Vulpoiule! Bravo, bravo, bravo! Incredibil ce s-a întâmplat pe această scenă. Ai rupt. Detectivi, de la voi cum s-a văzut toată nebunia? Ne-a rupt efectiv. Ceea ce a fost incendiar la această performanță, la această prestație, a fost vocea spectaculoasă a acestui Vulpoi care a trecut de la o gamă la cealaltă. Cred că s-au dus vreo două, trei game. Ai putut să acoperi un asemenea ambitus încât eu trebuie să spun că te felicit. Ce faci tu la finală, dacă ajungi în finală? Cum o să cânți? O să faci tripluțuluc? O să faci tumbe? Ce o să faci? Ești într-adevăr unul dintre cele mai tari voci din Mass Singer și vreau să spun că ai toată aprecierea mea și a publicului. Așa bravo. Este. Bravo, bravo. Tina. Eu la sfârșit acolo, când a ținut nota aia înaltă, lungă, eu eram pregătită să nu cumva să leșine acolo. Vulpoiul e Vulpoi, se joacă cu noi. Iată-o pe poeta Ina. Codin. Poetina. Poetina. Vulpoiule, nu ne-ai dezamăgit nici de data asta. Senzațional. Bun, haideți să vedem acum cine credeți sau ce indicii noi ați descoperit în timpul melodiei sau pe ce piste ați mai aterizat în acest moment. Astăzi am primit din partea Vulpoiului câteva indicații destul de importante. Ne-a spus că trece de la bal la spital. Spitalul de urgență, cred eu, că este un membru al acestei trupe. Vali Crăcinescu, după câte îmi servește mie memoria, este și peltic. Acest om din fața noastră nu este peltic. Acest om din fața noastră este mai înalt decât Jorge Metru nostru. Iartă-mă, dar ce așa rămâne, gata, rămâne, Jorge Metru. Cum? Îmi schimb și pagina rând... de Instagram, Jorge Metru îmi scriu de acum. Ca să și căutați-mă. Așa. Dan Helciuc ar putea fi mai înalt decât Jorge. Da. Și Dan Helciuc mai are un lucru. El de fiecare dată, apropo și de această melodie, el este fan Queen. Nu l-am ascultat niciodată cu falsetul ăsta, dar, atenție, dacă i-am ascultat pe unii care s-au demascat deja pentru prima dată aici, la Mass Singer, dacă pe unii i-am ascultat și și-au schimbat vocea, cu siguranță și Dan Helciuc poate să schimbe vocea. Se poate, da, nu e deloc imposibil. Vom afla la momentul oportun când își va da masca jos. La cine mă gândesc că a cunoscut faima datorită unui acordeon și totuși cântă bine cu vocea? Este o melodie, este singura melodie românească pe care o aud în fiecare seară, în fiecare club din Miami, Eduard Maia, Stereo Love. Eu mă gândesc că este Eduard Maia. Eu mă gândesc că este Eduard Maia. Ăla este acordeonul care a cucerit lumea. Ăla este acordeonul care a cucerit lumea. Wow! Eu cred că și domnul Ioniță de la Clejani cântă la acordeon. Apropo de acordeon. În schimb, această cheie în ceea ce te privește, dragă Vulpoiule, este propoziția de la bal la spital. M-am dus cu gândul clar la spitalul de urgență. În schimb, dragă Jorge Metru, da. Eu aș merge pe domnul Vali Crăciunescu. Vali Crăciunescu, bun. Mulțumesc foarte mult, dragii mei, detectivi! Ne oprim, ne oprim pentru moment și Vulpoiul se retrage să-și aștepte cu minte rezultatul în vizuina sa VIP. Aplauze pentru Vulpoiul, rock! Vulpoiul!